Ronaldo și Martinovic, fundaș central. Bonfim și Latovlevic, fundaș și lateral. N-a fost atent Sechei mai devreme. Acum Martinovic reușește să țină prea mult mingea. Posesia. Mai multă viteză la mijlocul terenului, mai multă precizie și determinare, așa cum face acum Martinovic. Da. Domnule, atenția fundașilor central, steriști. Ceva, dar... Steaua, minutul 29 pe San Paolo. Spectatorii așteaptă mult, peste 30 de ani. Cavani, în careu, Gardoș. Frumos, topul lui Mare ce să piardă. Ultimele 40 de minute în Europa pentru Napoli la acest scor. Da. Destul de puțin, are nevoie de mai mult. Martinovic, erou până acum Martinovic. Blocat, dar Cavani mingea nu ajunge se la ia el. Mingea. Extraordinar a apărut Angelov în fața lui Cavani. Da, este viteză bună pentru italien, dar Steaua stă bine prin Martinovic. Sare și Sosa, nimeni nu-l atacă, iese foarte bine Martinovic lângă... După perioada sovietică. Gol Martinovic! Minutul 35, dintr-o fază fixă și ștăliștii și-au dat seama foarte bine de acest lucru. Martinovic reușește să dea gol cu capul după o centrare excelentă a lui Bourceanu. Martinovic excelent urcat în atac, a profitat de centrarea parcă pusă cu mâna lui Bourceanu. Reușește balon degajat de Gaston Mendy. A respins Martinovic, însă doar dat foarte ușor de Machado. Piț trimite către Machado, mici ajunge la Niculescu. Șutul lui Claudiu Niculescu blocat. Martinovic. Am scris de două ori de la transferul la Steaua de la Unirea Urziceni. Asigure spatele Stelei centrarea cu foarte bună. Gol! Gol Martinovic! Novak Martinovic deschide scorul în minutul 14. Recidivează sârbul. 1-0 pentru Steaua, care mișcă tabela de marcaj. Are însă jucători care pot pune probleme de pe contraatac. Mă refer aici la Băjenaru, la Keita, care pot veni foarte rapid. Am dreptate, Dică. Aceste pase aruncate în spatele defensivei ar trebui urmărite. Onofraș nu este jucătorul care se joace cu spatele. Onofraș care se poziționase în zid. O pasă pentru Martinovic. Onofraș recentrare în fața porții. Parada lui Călin Albuț la lovitura de cap a lui Dică. Apoi cade Tănase și se dă doar au de poartă. Când joci puțin, reușești puțin. Da, și-a pierdut reperele acolo în fața porții. De Tănase, cere o nătate. Până la urmă. Doi fotbaliști care erau pe lista neagră, să spunem așa. La Tătică... dar și Onofraș. Mai mult în dreapta. Acum Ciprian Petre către Mandea. Primul la minge Novak Martinovic. În liniște, jucătorii Stelei nu sunt incomodați în niciun fel. Și l-am propus la figura liniște. Bistrițenii pierd imediat, însă Martinovic trimite în afara terenului. Vranieș pentru Grecu, o pasă pentru Lemnaru, primește Stromaier, Martinovic reușește să respingă. La un moment dat s-a disputat această seară centrarea lui Băcilă către Lemnaru. Balon respins de Novak Martinovic. Sportul din cauza unei suspendări, în vreme ce Kirkeș. Stromaier centrează, a blocat însă Martinovic, este corner. O pasă pentru Nistor, din nou Băcilă, un șut cu stângul, reușește să blocheze steriștii, degajează în afara terenului la top. O reușită care se va regăsi mai mult ca sigur în top gol. Centrează Brandan Martinovic, gol marcat de Novak Martinovic. Fundașii central țin locul atacanților la Steaua. După ce Geraldo a înscris în minutul 45, în minutul 87 punctează și Novak Martinovic. Martinovic introdus pe teren. Amicalul cu Dinamo pe săptămâna trecută. Degajează Jovic. A respins Martinovic, Dubovic pasează către Darko Lukanovic. Martinovic este însă și el un jucător puternic și câștigă duelul.
pasă către Lukanović, intervine bine Martinović. Dar l-am văzut mai devreme dând o pasă bună, o pasă lungă pentru Pârvulescu. Martinović pasă către Constantinescu, atent Martinović. Din nou Marc, o pasă către Bătescu, respinge Martinović. Deși este doar de câteva zile fotbalistul roșalbaștilor, primește mingea. Vom avea interviuri de aici din Ghencea. Constantinescu repune bine mingea pentru Stana, aflat în poziție regulamentară. Stana reușește să blocheze centrarea Novak Martinović. În repriza secundă, Steaua și-a încântat fan. O intrare tare a lui Bourceanu, nu și-a lovit însă adversar. Popa, Popa cu centrarea pentru 3-0! Martinović marchează golul cu numărul 3 al Stelei după asistul dat de Dorinel Popa. Martinović marchează așa cum a făcut-o și în campionat cu FCM Târgu Mureș, tot cu o lovitură de cap. Este pentru Taleta Oata. Se apără bine Novak Martinović. Maccabi iese la joc, sunt nevoiți jucătorii lui Elisha Levi să facă acest lucru. Amașa blochează foarte bine Martinović. Iată calitatea de care vorbeam. Mingea este plimbată cu lejeritate. Olăroiu sau Bițurcă face față exact. Corin Costea. Golasa. A pierdut încă o dată această minge. Steaua are șansă, Brandan. Și este să creeze panică în careul lui Stanca. Martinović acum cu o minge. Numărul celui care a reușit două goluri pentru bogații de la Man City. Bourceanu, Tănase, Martinović, Mihai Costea, Florin. Se pregătește să o execute Brandan. Nu o face deloc rău! Martinović, o minge bâlbuită. Puterea lui de luptător, sârbul.
Irichești trimite în fața porții, mingea sare la Martinovici, gol Steaua! Novak Martinovici marchează în al doilea meci consecutiv, a înscris golul de 2-0 în partida împotriva Concordiei Chiajna. Acum marchează un gol extrem de important într-un moment în care Bojaniovic pe măsură acest olagion în care a respins Martinovic. Caută poziția de atacant. Ce pas acum Leandro Tatu! Mihailov trage de timp. Ce pas a dat Martinovic. Hai Costea! Martinovic! Tot e bine. Nu mai a vrut ceva de la Costea. Chadli. Excelent advocat Martinovic. Plasări pe care le-a făcut în Olanda. Nu a pierdut niciodată. A câștigat cu 3-1 la Herenveen și a făcut rezultate de egalitate la Utrecht și aici la Enschede. Tatu. Și a antrenat în campionatul Olandei sau în Bundesliga pe Wolfsburg. Pe cal imediat după marcarea golului de către Svente pe greșeală lui Tătărușanu, pățându-și calmul. Mingea aruncată de Rosales către Chadli, recuperarea lui Martinovic și acum. Steaua trebuie să admită totuși că a avut mai multe situații de poartă până în acest minut 51 în meciul de la București. Minge aruncată către Chadli, s-a repliat însă excelent Martinovic. Trifonov. Martinovic s-a opus, se luptă. Impresionant, Bandalovski! Respinge Martinovic, ajutat de Brandan. Bandalovski, omul pericol, a fost Martinovic. Numai. Martinovic, bun jocul lui Martinovic, nu este offside la Costea. Să nu încerce să dribleze, că sigur o să reușească. În careu, Martinovic, Brandan. Înainte la Pitești, impunându-se cu 4-0. Daniel Nicoliță, doi jucători de la Voința scoși din joc la pas argentinianului. Nicoliță cade, faza continuă, Martinovic pentru Tatu, gol Steaua! De apreciat însă și centrarea lui Novak Martinovic. George și Mudică are un avantaj dublu față de prima 8-5. 40 centimetri, dacă vă dat mai mult încredere în propriile forțe, mai ales după golul contra lui Utrecht. Faul din spate al lui Bojaniovic. Stancu în duel cu Marcos Antonio, pasează foarte bine Bogdan Stancu pentru Martinovic, centrarea lui Martinovic, balonul ajunge la Surdu, bară! A doua bară a Stelei în această seară. Roman centrează pentru Sorin Frunză, acesta are însă blocajul lui Martinovic. Constantin care urcă în atac, Marius Constantin, excelent, Martinovic vine acum contra Stelei. Martinovic pentru Ricardo, portarul Stelei repune bine pentru Surdu, nu este prevarea însă lui Surdu, Martinovic îl blochează foarte bine pe Cecilia. A fost faul, Tada Hilton acum și recuperează Martinovic pentru moment. În locul lui Tibi Bălan, Tatu va juca mai retras, iar Nicolici va fi vârful împins, excelent, intervine Martinovic. Fina s-a preferat căutând zona centrală, însă nu avea spate.
Johnson pe colțul scurt, respinge foarte bine Novak Martinovic. Dinamo, ei vor fi coșmarul pitilor roșii, spunea toamnul jucător al lui Saint-Étienne, toți trei sunt într-o formă foarte bună. Șeptarul Stelei, acum Alex este blocat de Novak Martinovic, a adus 6 puncte în ultima... Dar la atache, greșește, a recuperat Martinovic, vă urcea. A respins însă defensiva câinilor roșii, tot Martinovic recuperează fața lui Cosmin Matei. Tatu este deposedat. Ulhac. A devenit antrenorul Stelei cu cel mai bun procentaj al punctelor obținute după revoluție. Claudio Ionescu, lăsând această minge... Această minge lui Machado recuperează CS Mioveni, bună intervenția lui Martinovic. Zuluf, viteză bună pentru Zuluf, centrare în fața porții. Martinovic respinge în corner. Iată și o faptă bună a lui Novak Martinovic. Pe CS Mioveni un punct. Ca moral însă ar fi excelent, evident, pentru Ionescu, îi trimite lui Cobrea. Degajare bună a portarului de la CS Mioveni. Zuluf în stânga reușește să treacă de Martinovic. Ca un tank sparge acolo Martinovic. Centrarea lui Martinovic respinge Tatu dintr-o stidă cu Voința Sibiu din startul sezonului. Câștigă fundașul Mioveniului Crăciun spre Voiculeț, Martinovic, Prepeliță.